La praznicul închinat Maicii Domnului din săptămâna luminată, Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor, din județul Caraș-Severin, s-a bucurat de un număr mare de credincioși. Vin aici în fiecare an pentru a participa la tradiționala procesiune până la izvorul aflat în apropierea mănăstirii, unde este oficiată slujba Sfințirii Apei. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. La slujba au participat credincioși din Banatul Montan, precum și tineri de la Centrul de Tineret Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Moniom. La finalul Sfintei Liturghii, clerul și credincioșii au plecat în procesiune la izvorul aflat în apropierea așezământului monahal. Credincioșii prezenți au fost stropiți cu aghiasmă mică spre vindecare trupească și sufletească. Vin cu multă dorință, cu multă evlavie, cu multă dragoste la acest lăcaș de cult minunat. Astăzi am venit la Sfânta Mănăstire pentru sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, sărbătoarea închinată Maicii Domnului și pentru a lua aghiasma mică. Ne rugăm la Maicuța Domnului și bând apa sfințită, în măsura credinței noastre, să dobândim de la bunul Dumnezeu oarece vindecare, oarece luminare a minții, întărire în credință, să fim mai buni. Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă, a fost foarte frig, au venit credincioși mulți, de aproape sau de departe, pentru că există deja o tradiție aici la Vasiova, ca la Izvorul Tămăduirii să fim la un al doilea hram, pe lângă sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanu. Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne tămăduiască și pe noi de neputințele sufletești și trupești pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, căci Maica Domnului este cea care ne ocrotește pe fiecare și mijlocește înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru ca noi să fim și să rămânem sănătoși sufletește și trupește. La Mănăstirea Vasiova există acest izvor făcător de minuni, în care un miner de la Ogna de Fier, undeva pe la mijlocul secolului al XIX-lea, și-a recăpătat vederea după ce s-a rugat și apoi și-a dat cu apa izvorului, s-a spălat pe ochi și și-a recăpătat vederea. Ne bucurăm că sunt foarte mulți credincioși, mai ales știind că liturghia a fost una arhierească și sigur sfințirea apei a fost săvârșită chiar de către preasfințitul părintele nostru episcop. Atunci, într-adevăr, la acest hram am avut și foarte mulți oameni și ne bucurăm că vin oamenii. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor datează din anul 1907 și este situată în apropiere de un izvor care s-a arătat de-a lungul timpului tămăduitor pentru mulți bolnavi.